Bună ziua tuturor, este o mare bucurie pentru mine. Trebuie să vă mărturisesc că am emoții, este pentru prima dată când fac acest lucru. Mă animă sentimente de emoție, dar și de bucurie în același timp. Mă adresez deopotrivă părinților, elevilor școlii gimnaziale Dimitrie Cantemir și tuturor celor din comunitatea noastră mică vasluiană. Sunt profesor Asmorandi, directorul școlii gimnaziale Dimitrie Cantemir și așa cum spuneam, vin cu mare bucurie în fața dumneavoastră. Suntem la câțiva pași de finele anului 2014, un an pe care cred că toți îl finalizăm cu rezultate deosebite. În ceea ce ne privește pe noi, cei care trudim zi de zi la școala gimnazială Dimitrie Cantemir, avem multe satisfacții pentru că încheiem un an în care am derulat o serie de proiecte. Aș putea spune că cel mai important este proiectul Comenius Multilateral, să învățăm pe copii afaceri. Absolvenții noștri de clasa 8-a în vară au finalizat cursurile cu rezultate deosebite la evaluarea națională. Au participat toți absolvenții, deci la o participare de 100%. Toți au acces la licee și școlile profesionale din municipiu. Anul școlar 2014-2015 l-am început peste așteptări cu două clase pregătitoare, cu copii fantastici, cu părinți care sunt în fiecare zi alături de noi. Așa că ce motive am avea să nu fim bucuroși? Dacă privim în perspectivă, ne dorim ca 2015 să fie la fel de bogat în evenimente plăcute pentru noi. În primul rând, toți copiii noștri să finalizeze școala cu rezultate deosebite, cu toții să fie sănătoși. Părinților le doresc în 2015 plin de realizări, sănătate deplină, iar colegilor mei, fără de care școala gimnazială Dimitrie Cantemir nu ar fi sau nu s-ar situa acolo unde este în prezent și valoarea elevilor noștri nu ar fi recunoscută fără efortul lor. Celor care ne sprijină, comunitatea locală și în special primăriei municipiului Vaslui și domnului primar, îi doresc tinerețe veșnică și sănătate deplină. Domnul primar, să vă ajute Dumnezeu să fiți alături de noi, să ne sprijiniți așa cum ați făcut totdeauna. La mulți ani, dragi Vaslui!